Salutare și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă spun de ce se aburesc geamurile la mașină și care este soluția ca să avem și să conducem cu geamurile curate. E o mare problemă, mai ales aici în Anglia, la noi, pentru că plouă foarte mult, după cum știți. Și uite, ca să vă arăt, geamurile sunt aburite pe interior. Care este soluția și ce putem face? Care sunt, în primul rând, trebuie să ne dăm seama de ce se aburesc geamurile. Una dintre probleme ar fi că înăuntrul mașinii este umiditate, este apă, intră apă pe undeva sau a intrat apă în trecut. Și pe geamuri, după cum puteți vedea, sunt broboane de apă. Asta este una dintre probleme. Intră apă în mașină, condens, mai ales iarna, în mașină e cald, afară e frig, automat că se formează acest condens. Nu trebuie neapărat să ai apă în mașină. N-avem ce să facem în cazul de față decât să ștergem geamul, ștergem condensul și plecăm mai departe. A doua problemă ar fi folosirea greșit a instrumentelor de bord. Și anume, am observat foarte mulți oameni iarna conduc cu recirculare aerului, vedeți aici butonul de recirculare. Conduc cu acest buton de recirculare pornit și aerul de fapt circulă în mașină, deci este doar aer cald, nu intră aer de afară. Este iarăși o metodă greșită de a conduce iarna, pentru că se aburesc toate geamurile, da? Respirația ta, căldura corpului dinăuntru rămâne în mașină, se formează condens și se aburesc toate geamurile, nu doar parbrizul. Vedem greșeala aceasta de multe ori pe drumuri, când vezi o mașină cu toate geamurile aburite. A treia problemă, servisul care nu este făcut la timp, servisul la filtre, mă refer schimb, și aici când spun servis, mă refer la schimbul de filtre, nu numai de ulei. Mulți schimbă doar uleiul și filtrul de ulei. Uită că mașina mai are și filtrul de aer, care este la motor, și filtrul de polen, care este înăuntrul mașinii. E, și acel filtru de polen trebuie schimbat, pentru că aerul de afară nu mai intră cum trebuie și nu se mai dezaburesc geamurile. Deci nu uitați, la venirea iernii, înainte de venirea iernii, sau când este nevoie, sau când credeți voi că se aburesc geamurile, se aburesc și din cauza filtrului de polen. Și acela trebuie schimbat. Fiți atenți la drum, da? Aveți grijă cum conduceți, în special iarna, în special pe ploaie. Nu uitați că vizibilitatea este foarte importantă, mai ales în zonele unde sunt drumuri fără lumini, fără beculețe, fără case. Aveți grijă să aveți geamurile șterse, o vizibilitate foarte bună. Și nu uitați să vă abonați canalului nostru pentru mai multe aventuri de aici din Anglia și mai multe povestioare frumoase. Până data viitoare, vă pup, la revedere, pa, pa!